Dragii mei, bine ați venit sau revenit la un nou Vlogmas. Astăzi este ziua 2 de Vlogmas și astăzi este 1 decembrie. La mulți ani, la mulți ani tuturor românilor plecați în alte țări, la mulți ani românilor care încă sunt în țară. Din păcate, anul acesta este diferit, pentru că în alți ani noi ieșeam la paradă în centru, defilau militarii, e la total altceva, însă de data aceasta este mai diferit. Așa că o să petrecem ziua în casă, o să ieșim puțin să facem câteva cumpărături. Rareș a fost de dimineață și a făcut câteva cumpărături, însă vreau să ieșim puțin mai târziu împreună, pentru că peste două zile este ziua de naștere a surorii mele și am nevoie să cumpăr câteva lucrușoare, așa că o să ies eu puțin și o să vă arăt vouă într-un alt vlog, nu pot să vă arăt astăzi, pentru că pe 3 decembrie este ziua ei și o să fac vlog, bineînțeles. Și da, mă apuc să fac un pic de curățenie la bucătărie. Aseară am avut musafir și a rămas dezastru. M-am apucat să pregătesc micul dejun, dar voiam să vă arăt și vouă diferența între un ou de casă și ouă cumpărate. Aici am omleta mea pe care o să mi-o pregătesc în două ouă și mi-am pus mărar. Iar aici omleta lui Filip este dintr-un ou pe care l-am primit de la țară și lui o să-i pun niște fulgi de drojdie inactivă. Cam așa arată fulgii de drojdie inactivă. Sunt, nici nu știu exact cum să vă explic, înlocuiesc foarte, foarte bine brânza pentru cei vegani care nu consumă și își fulgii de drojdie au așa un gust ușor de brânză. Mie îmi plac foarte mult, îmi place să-mi pun și mie în preparate și au și foarte, foarte multe, au și foarte, foarte multe vitamine. Arată cam așa, miros foarte bine. O să-i pun și lui Filip câțiva. O să-i amestec și o să-i fac și lui omleta cu un pic de unt. Omleta mea mi-o fac cu mărar. Mi-am pus aici două ouă. Dar ce diferență, deci nu. Și lui Rareș o să-i o fac cu niște salam de curcan. Haideți că vă arăt ce și cum.
terminat de pregătit micul dejun. Aici este farfuria lui Rareș, două feluțe de pâine prăjită, roșii sherry și omlețica pe care am făcut-o cu salam. Și aici are niște avocado, la mine am la fel, doar că omleta mea este cu mărar. Iar aici, micul dejun al lui Filip, nu-i dau pâine neagră pentru că nu-i place la gust. Omleta simplă, o bucățică de avocado i-am pus, dar el nu mănâncă avocado, nu-i place. Sper totuși să mănânce. Și roșioare. Și asta vom mânca la micul dejun astăzi. Haideți că eu m-am apucat de pus cumpărăturile la loc, le-am scos deja din sacoșă și apoi m-am gândit să le filmez. A fost Rareș la cumpărături așa pe fugă să cumpere 2-3 chestii. A cumpărat nu știu câte clementine, că au mâncat deja din ele, dar eu am apucat să le pun aici în coșuleț și ei deja s-au apucat de mâncat. Iaurt grecesc pentru Filip, iaurtul preferat al nostru. Un pachet de unt, la fel, untul nostru preferat pe care îl cumpărăm cel mai des. Lapte condensat pentru cafea, nu mai cumpăr lapte normal pentru cafea de când l-am descoperit. Imediat, mama, imediat. Roșii sherry, am trecut pe cumpărat roșii din Turcia, pentru că deja nu mai avem lapte părinții în solar. Salam de curcan a fost în ofertă, salam cu carne de curcan și este ok în ingrediente, carne de curcan, grăsime de vită, sare, dextroză, pudră de sfeclă roșie, condimente, antioxidant și cultură starter și membrană artificială necomestibilă. Este un salam foarte bun pe care noi îl mai cumpărăm din când în când. Nu îl cumpărăm foarte des. Am mai cumpărat și un litru de lapte. Și pentru că vreau să fac niște fasole cu cârnați, am cumpărat acest cârnat de curcan. M-am gândit eu că nu merge să pun salam pe acesta de curcan, așa că am cumpărat niște cârnați. Imediat, oba. Niște chifle. Chifle cu susan. Prăjiturele, rom, prăjitură cu rom și prune, din nou încă una cu prune și mai am aici prăjitură, rom și vișine, câte două din fiecare, o conservă de fasole, 4 fasole pentru salate, a arătat tare bine, sincer, m-am gândit deja că o să fac o salată cu ceapă și fasole. Aici o conservă cu fasole albă. Iar aici o conservă cu fasole roșie. Ia să vedem. Rom cu arahide și caramel sărat. Rom autentic. Și am cumpărat toate nebunile acestea cu rom pentru 1 decembrie. Niște felii dintre acestea de brânză pentru sandwich-uri. Încă un rom, baton de ciocolată cu lapte și cremă de rom. Și o sticlă de borș. Și tot la fel de la Lidl, mai multe bomboane dintre acestea de pom. Pe care deja le-am pus acolo în recipientul acela în care îmi țin și capsulele de cafea. Dacă încercați bomboanele acestea de la Lidl, vreau să vă zic că mai au încă o variantă galbene, parcă. Mă uit să văd dacă mai am acolo, nu mai am. Mie cele galbene nu mi-au plăcut, acestea sunt cu rom, foarte bune, sincer. Acestea sunt cu cocos, iar acestea sunt cu geleu în interior.
nu știu, personal, bomboanele de pomă îmi amintesc de copilărie și de sărbătorile de iarnă, pentru că noi când eram copii scoteam bomboana din pom, din ambalaj și puneam ceva în loc, o pietricică sau ceva ca mama să nu observe că noi am luat bomboanele din pom. Și înainte așa se făceau braze aceștia de Crăciun, se puneau bomboane, se puneau dulciuri în brad, dar acum nu se mai practică. Însă noi când eram copii, asta făceam, scoteam bomboana din ambalaj și puneam altceva în loc ca mama să nu observe. Bun, și cam astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut astăzi. Mi-a trimis mama niște cornulețe. Am aici cornulețe cu gem, gem de prune. Asta e tot cu gem, dar mai sunt cu rahat. Nu vă pot descrie cât miros de bine și cât de bune sunt. Văd că mama a dat startul prăjiturilor de Crăciun, pentru că eu fac cornulețe doar de sărbători, adică nu e ca și cum fac cornulețe și vara. Așa că mama a dat startul cornulețelor și probabil că o să fac și eu, dar eu le fac altfel, o să le fac unul. O să vă arăt eu și când o să le fac pe ale mele cum le fac. Ți-ai scos cățelul la plimbare? Da? Da? Hai la tati, hai! Hai să mergem, că uite, ne așteaptă tati, hai! Hai, mergem, dă mâna lui mami, dai? Nu, mergi singur el. Hai, hai! Uite, tati, Filip, și acolo e drumul, mami. Stai să ți-l îndrepte, mami. Hai, uite. Cumpărături, pentru că am mai ieșit puțin să mai cumpărăm 2-3 chestii. Peste 2 zile este ziua de naștere a surorii mele, așa că am avut nevoie de câteva lucrușoare. O să vă arăt eu într-un alt vlog ce anume am cumpărat și am cumpărat așa câteva chestii, nu ceva extraordinar, pentru că ați văzut că a fost de dimineață rare și a cumpărat ce am nevoie pentru mâncarea de astăzi. Săptămâna aceasta sunt aceste pulpe înfierare de pui în ofertă la Lidl cu 5 lei caserola și am cumpărat 2 clementine, pentru că deja Rareș le-a mâncat pe celelalte, 2 chifle. Mi-am cumpărat de la Carrefour, pentru că mereu, nu știu, mereu se strică, mereu am nevoie de ele și mi-am cumpărat 3 palete, o spatulă, o spumieră și o spatulă din aceea pentru paste, că nu aveam și chiar ziceam de fiecare dată că
că aș vrea să-mi cumpăr una și niște foi de tortilla pentru că nu mai aveam în casă și la fel, sunt foarte, foarte utile. Iar acum o să mă pun să fac curățenie pentru că aseară am avut musafiri și cam așa arată bucătăria mea. O să mă pun să fac curățenie. Da, mi-am terminat curățenia, mai am făcut aici o cafea. Acum mi-am pornit și o mașină de haine la spălat și mă apuc să fac mâncare. Facem neam-neam? Da, faceți cunoștință cu vecinii noștri. Da, eu mă apuc să pregătesc cina, pentru că este 5 ceasul. Nu am mai făcut nimic decât niște curățenie. Am mai stat așa puțin împreună, pentru că este și Rareș acasă. Pentru fasolea pe care vreau eu să o fac, o să folosesc 2 conserve dintre acestea de fasole roșie, pentru că așa am găsit la magazin, și una cu fasole dintre aceasta albă. O ceapă, usturoi. Aici am o conservă dintre aceea de roșii cuburi. Iar aici am sos de roșii cu busuioc, preferatul meu. Și voi face fasolea cu cârnați, cârnați de curcan am eu aici. Mai am aici niște piper pe care l-am pus în această pungă pentru că trebuie să-l pun într-un borcanel ceva și până ce nu-l pun l-am lăsat așa ca să nu fac numai piper peste tot. Bun, și să trecem la treabă. O să fac fasolică și o să fac și o mămăliguță. Am primit de la mama varză murată, așa că acesta este meniul pentru seara aceasta. O să pun fasolea în sită și o să o clătesc puțin de apa în care a stat. O să pun ceapa și cârnațul la călit, după care o să vin cu fasolea, conserva de roșii, sos și așa mai departe, dar o să vă arăt și vouă cum procedez. Și o să pun și mămăliguța între timp la foc, pentru că nu durează mult să se facă fasolea, deoarece fasolea pe care o folosesc eu este una fiartă, nu este fasolea dintre aceea la care fierb jumătate de zi. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. Eu mi-am pregătit aici ceapa, am tăiat feliuțe cârnatul, iar acum o să-l pun într-un ceaunel cu puțin ulei de măsline. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... deschis puțin geamul și miroase a tot felul de mâncăruri, miroase a fumătură, simt miros și de varză, cred că sărmăluțe sau ceva de genul acesta. Vecinii noștri renovează, da, s-a întunecat afară, nu este decât 5 și jumătate ceasul, dar deja e întuneric. De nins nu a mai nins, sperăm totuși în luna aceasta decembrie să avem zăpadă. În seara asta cred că au dat și drumul la luminițe, dar nu sunt sigură dacă o să avem anul acesta luminițe sau nu. Nu o să dureze mult, între timp o să-mi pun aici în ceaunelul acesta și de mămăliguță. Ceaunelul acesta arată foarte urâțel, așa, dar să știți că așa s-a făcut el în timp. Asta pentru că este un ceaunel de la bunicul meu și este un ceaunel vechi, așa că de asta arată așa. I-am pregătit aici 3 căței de usturoi și acum am să mai pun și niște sos dintre acesta de roșii cu busuioc. Nu o să pun foarte mult, dar așa, cât să-i dea puțin gust. Și am să mai pun sare și piper.
I-am pregătit și lui Filip cina. I-am făcut niște fulgi de ovăz cu lapte și i-am pus măr, bucățele de măr și niște scorțișoară. Sper să mănânce, este foarte bun la gust. Lui place de obicei să mănânce fulgi de ovăz și nouă ne plac fulgi de ovăz. Așa că nu aveam altă variantă în această seară pentru el și decât să-i dau fasolică cu cârnat, mai degrabă ceva pentru el. Da, și cam acesta este meniul lui. Așa arată și cina noastră din această seară. Asta este porția lui Rareș, am făcut și mămăliguță. Fasolica arată cam așa și o să mâncăm cu varză murată. Am pus și niște zeamă de varză în pahar. Am pus niște ulei și sare și piper în varză. Avem și zeamă de varză și da, mâncăm, după care mă pun să fac curățenie la bucătărie, că nu mai vreau să vă mai arăt cum arată bucătăria. Da. Am venit în dormitor ca să fac încheierea acestui vlog. L-am culcat pe Filip, este trecut de ora 8. Merg să-mi fac un duș, să mă spăl și eu și să-mi spăl neapărat părul. După care mă bag în pas și mă apuc să editez vlogul pe mâine. Eu vă mulțumesc tare, tare mult și pentru reacțiile pe care le-am primit la primul vlogmas. Am primit foarte multe mesaje și comentarii frumoase. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru ele și a fost foarte, foarte bine primit acest vlog, așa că vă sunt recunoscătoare și vă mulțumesc. Iar noi ne vedem în vlogmasul următor, ne vedem mâine nu știu exact, sincer, ce vom face. Probabil că vom face curățenie, am multă curățenie de făcut în casă, dar nu știu exact ce și cum. Dar ne vedem mâine și ne auzim mâine. O să vă țin la curent cu ce mai facem. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și vă doresc o noapte bună, o zi minunată sau o seară frumoasă și vă pup! Pa, pa!